O donație importantă va fi făcută pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. Secția de chirurgie plastică va primi un aparat modern care va fi donat de o importantă fabrică din Slatina. Acesta vine în completarea aparatului de ultimă generație pe care medicii chirurgi au primit-o în ultimul timp. Consiliul Județean ne-a ajutat foarte mult, ne-a ajutat foarte mult pe noi, pe chirurgia plastică, adică avem microscop chirurgical, avem două dermatoame avem tot, tot ce ne trebuie, ne, lipsește, ne lipsea de fapt un aparat de osteosinteză, un motor de osteosinteză, aveam unul care nu era atât de performant, care ni-l promisese domnul manager prin Consiliul Județean că ni-l achiziționează anul, anul viitor. În schimb, am avut o surpriză ca o firmă locală prizmian să ne doneze, să ne facă o sponsorizare, să ne doneze acest aparat care e destul de scump undeva de la 15.000 de euro. Ne ajută foarte mult în tratamentul fracturilor mâinii. Inițiativa vine de la familia unui pacient operat de medicul Florin Popa în urma unui accident de circulație în semn de recunoștință. Cei drept în urma unei intervenții chirurgicale a unui pacient a cărui fiice lucrează la firma respectivă și care a fost mulțumit de, de serviciile oferite și prin, prin intermediul fiicei dânsului ne-a ajutat cu acest aparat și noi pe această cale ținem să le mulțumim foarte mult pentru, pentru el. Noul aparat va ajunge în curând la Spitalul Județean de Urgență Slatina, iar medicii abia așteaptă să-l poată folosi.